Mintea umană este o minune infinită. Ea are puterea de a vă transforma dorințele interioare în omologilor fizici atâta vreme cât se focusează pe asta. Ceea ce mintea poate concepe, puteți realiza atâta timp cât aveți credința interioară și voința de a o susține. De exemplu, să luăm cazul în care pacienților cu boli incurabile li s-au administrat pilule placebo. Aceste pastile erau doar niște pastile vechi și simple care nu aveau absolut nicio capacitate de vindecare. Și atunci cum s-au însănătoșit? Puterea de vindecare a venit din gândurile lor. Li s-a spus că aceste pastile conțineau cele mai mari cantități de ingrediente care combat acele boli și care îi pot vindeca în mod eficient în doar câteva luni. Așadar, ideea este că, în mod natural, au presupus în mintea lor că, dacă iau această pastilă, se vor face bine și că sănătatea lor va fi restabilită. Vedeți cât de puternică poate fi mintea dumneavoastră? Ei pur și simplu au înregistrat în mintea lor că aceste pastile îi vor vindeca de bolile lor și, în acest proces, credința încorporată în subconștientul lor a devenit realitate. Acesta este doar un exemplu al superputerilor ascunse în mintea ta. Așadar, acum că v-am captat atenția, probabil că vă puneți această întrebare: cum îmi pot folosi mintea pentru a-mi atinge visele? Ei bine, una dintre cele mai eficiente modalități este să folosești principiul ca și cum. Și ceea ce vreau să spun prin asta este că acționează ca și cum tu ești persoana care vrei să fii. Țineți minte că v-am mai spus asta și în alte episoade? Acționează ca și cum ai fi deja în posesia a ceea ce ți-ai dorit cu ardoare. Pur și simplu gândește, acționează și simte-te ca și cum ai fi realizat deja ceea ce ai visat toată viața ta. Acest principiu este un principiu foarte puternic, dar pentru a se materializa trebuie pur și simplu să crezi. Și vei fi mult mai aproape de obiectivul tău dacă ești în mod constant în contact cu acesta. Este în regulă să fii obsedat de visele tale. Asta nu înseamnă că dacă vrei să fii Superman, vei putea zbura pe fereastră. Chiar vă recomandăm călduros să nu încercați. Asta ar fi o nebunie, dar sperăm că vă dați seama de acest lucru. Spune pur și simplu, fac ceea ce trebuie făcut. Acționați în legătură cu visele voastre. Lasă-ți viziunile să te încurajeze și să te motiveze. Problema cu oamenii din lumea de azi este că sunt prea preocupați de griji, anxietăți și emoții negative. Ca urmare a acestui fapt, oamenii își afectează negativ starea de sănătate. Din păcate, minciunile albe au devenit predominante în zilele noastre pentru a ușura poverile sau pentru a-i convinge pe alții să facă lucruri pe care le credeau de neatins. O persoană celebră a spus odată: ori de câte ori crezi că poți sau nu poți, ai dreptate. Dacă tu crezi că ești sărac, atunci ești, dacă nu-ți canalizezi în mod corespunzător gândurile către o mentalitate pozitivă. Știu că este greu să te vizualizezi bogat dacă mediul tău nu este favorabil unui astfel de mod de gândire, dar crede-mă că o poți face cu puțin exercițiu. Folosește-ți imaginația și vizualizează în mintea ta că locuința în care stai este un conac și că mașina ta veche este un Porsche sau ce-ți mai dorești tu. Ei bine, cred că ați înțeles ideea. Nu există absolut nicio limită în ceea ce poate realiza mintea, dar trebuie să combinați credința, voința și acțiunea cu gândirea pozitivă pentru a vă realiza dorințele interioare. Poate că vi se pare o prostie lipsită de orice sens tot ce v-am spus aici, dar nu vă costă nimic să puneți în practică aceste informații, nu-i așa? În cel mai rău scenariu ar putea să nu funcționeze, caz în care nu aveți nimic de pierdut. Dar, din experiență proprie, vă pot spune că la mine a funcționat. Și credeți-mă că în anumite aspecte sunt Toma necredinciosul. Dacă ți-a plăcut videoclipul, asigură-te că apeși butonul de like și că te abonezi la canal dacă nu ai făcut-o deja. De asemenea, nu uita să activați clopoțelul de notificare. În acest fel, veți fi anunțați de fiecare dată când un nou videoclip este încărcat pe canal. Vă mulțumim pentru atenție!